Această emisiune vă este oferită de Carrefour. Bună seara prieteni, bine ați venit și în această țară, în fața micilor ecrane, pentru a urmări emisiunea noastră Mid Milk. După cum știți, numele meu este Ilie Stoian, sunt directorul editorial al agenției InfoGrup, agenție care realizează în coproducție cu postul de televiziune AgroTV această emisiune, înainte de a vă prezenta invitații acestei seri, pentru că avem doi. Dați-mi voie să-i dau legătura a colegei mele, Veronica Ursachi, în studioul 5, pentru a vă prezenta și le Meet Milk. prieteni. Sunt Veronica Ursache și iată care sunt știrile acestei ediții. Afira a lansat o aplicație inovatoare pentru telefonie mobilă destinată consumatorilor de produse alimentare certificate calitativ la nivel național și european. Aplicația CPAC, catalogul produselor alimentare certificate, permite utilizatorilor să găsească în timp real produse alimentare certificate în zona în care se află, precum și detalii complete referitoare la producători și la rețetele utilizate. Această aplicație este o inițiativă de voluntariat pe care am avut-o la nivelul AFIR și vine din dorința noastră de a ajuta consumatorii să aleagă acele produse alimentare care sunt sigure și autentice. Departamentul nostru de IT lucrează la modulul care va permite ca fiecare produs atestat să aibă un cod care va putea fi scanat, consumatorul având imediat la dispoziție toate datele acestuia, inclusiv valabilitatea certificatului de atestare ca produs tradițional. De asemenea, am inițiat discuții cu producătorii pentru a le pune la dispoziție gratuit înscrierea în această aplicație, a declarat Adrian Chesnoiu, directorul general fir. Potrivit INESE, în luna septembrie 2018, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete, a scăzut față de luna precedentă ca serie brută cu 3,9%. Cifra de afaceri pentru comerțul cu amănuntul a scăzut pe ansamblu cu 3,9%, din cauza diminuării vânzărilor de produse alimentare, băuturi și tutu, minus 6,7% dar și a vânzărilor de produse nealimentare minus 3,8%. În schimb, Comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazinele specializate a crescut cu 0,2%. Cât privește volumul cifrei de afaceri pentru comerțul cu amănuntul ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în luna septembrie 2018, comparativ cu luna precedentă, acesta a crescut cu 1,1%, ca urmare a creșterilor din comerțul carburanților pentru autovehicule în magazine specializate, plus 7,6%. Vânzările de produse nealimentare au scăzut cu 0,7%, iar vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au rămas neschimbate. Parlamentul European l-a mandatat pe eurodeputatul Paolo de Castro să înceapă negocierile cu Consiliul și Comisia Europeană cu privire la directiva privind practicile comerciale neloiale în lanțul de aprovizionare cu alimente. În acest sens, directorul general al Eurocommerce, Cristian Verschueren, a declarat Comercianții cu amănuntul au un interes direct în promovarea practicilor comerciale corecte într-o economie de piață liberă, de aceea solicităm raportorului, Comisiei și Consiliului să negocieze un rezultat final echilibrat. Asta înseamnă concentrarea acoperirii directivei asupra fermierilor și a furnizorilor, nu a producătorilor mari, eliminarea dispozițiilor privind dependența economică aceea care va dăuna IMM-urilor. Aceasta înseamnă, de asemenea, că directiva este solidă din punct de vedere juridic, menținând limitată lista practicilor interzise și restricționate, clar definite, într-un mod pe care inspectorii le pot monitoriza și aplica, fără a crea dubii și întârzieri legate pentru toți cei implicați. Verschweren a adăugat, mandatul Parlamentului, așa cum a fost adoptat deocamdată, interzice 58 de practici ale cumpărătorilor, lăsând comercianții cu amănuntul și consumatorii fără apărare, împotriva tratamentului nedrept din partea producătorilor multinaționali. Asociația Europeană a Produselor Lactate a realizat un studiu privind bilanțul proteic al Uniunii Europene în sectorul laptelui pentru a finaliza bilanțul oficial al Uniunii Europene, în pregătirea viitoarei strategii privind protei Bilanțul oficial al Uniunii Europene privind proteinele nu include date privind importanța hranei din sectorul lactatelor din cauza lipsei unor informații cantitative fiabile cu privire la acest tip de furaje. Tocmai de aceea, EDA consideră că studiul completează diferența cu date din toate cele 28 de state membre ale Uniunii. În nota explicativă, Comisia Europeană subliniază că hrana vacilor de lapte, provenită din pășunat, furaje verzi și siloz, reprezintă o sursă importantă de proteine, în special pentru rumegătoare. Noul studiu arată că la nivelul Uniunii Europene, 70% din consumul total de proteine al vacilor de lapte provine din pășunat, iar Irlanda, 84%, și Austria, 80%, au cel mai mare raport. O altă constatare este faptul că 95% din grăsimea utilizată în fermele de lapte din Uniune este obținută în ferme, acest fapt jucând un rol cheie în economia fermelor și în ceea ce privește durabilitatea exploatațiilor agricole. Acestea au fost știrile Meat Milk. Vă las în compania colegului meu Ilie Stoian pentru încă o ediție a emisiunii noastre. Îți mulțumim, Veronica. Așadar, reveniți așa de pe coclaurii târgului Indagra. Sper că v-a plăcut foarte mult ediția trecută. Nouă, da, și am primit semnale foarte frumoase, periplul nostru pe acolo prin târg. Iată-ne într-o emisiune curentă, așa cum v-am spus înainte de știri. În această seară avem doi invitați de onoare. Dați-mi voie să-l prezint pe domnul Gabriele Utiniani, manager general al companiei Baroncini. Bine ați venit, domnule Utiniani. Bună seara! Pentru că ieri a fost ziua dumneavoastră, după calendarul nostru ortodox, dați-mi voie să vă spun și la mulți ani cu cum, Bun, ele, mulțumesc, așa mulțumesc. cum se spune în România. Alături de domnia sa se află domnul Ciprian Stan, director comercial pentru România al companiei Baroncini. Bine ați venit, domnule Ciprian Stan. Bună seara, vă spun și eu. Și vă mulțumesc uh, pentru invitația propusă și plăcerea e de partea noastră și mai ales utilitatea gestului pentru că informațiile tehnologice pentru, pentru telespectatori întotdeauna au fost au fost binevenite. Uh, îmi permite să mă întorc la domnul Utiniani. Da. Uh, domnule Utiniani, uh, compania dumneavoastră pe care o reprezentați are o uh, prezență foarte solidă în România. Istoria acestei firme începe de mult timp în Italia. Italia știm bine că este lider în materie de tehnologie alimentară și lider în multe alte lucruri. Cred că merită să vă spun că 50% din patrimoniul cultural al omenirii se află în Italia, cea mai dragă țară mie. Așadar, haideți să revenim la compania sa care este dragă multora și voi aduce argumente în acest sens. Bună seara tuturor telespectatorii. Mulțumesc domnul Stoian pentru și revista, revista Mite Milk și Agro TV pentru invitație de seara asta în ocazia înființarei 70 de ani de la firma noastră. La eh, nostra Firma si è sci nel 1947. Eh, Due prieteni eh Giuseppe e eh, Sibaroncini Edmondo in eh, la intorcere după il așa cum eh, ar trebuiasă cum putea să se 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 descurge au decis fiind unu strungar și unu eh, sudor Să înființează un mic atelier de fieronerie, de fierare. Să înțeleg că ă, ă, este bunicul dumneavoastră a celotinianii. Da, da. Deci da. e o afacere de familie. E o afacere de familie și, cum vă spus, 70 de ani anul, asta, anul trecut au început cu utilaje agricole, cu garduri, cu ce trebuia și în spate atelierul lor era un abator. Uh, la vreme dopo l'asboio non erano fermi in Italia e eh, animale veniva con vapor, vapore in Sud America se discarcava in port la Ravenna noi eravamo in un sat, se non Voltana in, in Comune di Lugo, tra Bologna e Mare in Romagna. in Emilia Romagna între, între Bologna și Maria. Păi Adriatică. Voi vizita firma dumneavoastră, dar pe urmă am vândut la exact, exact. E chiar firma noastră chiar la 30 de kilometri de la mare. Atunci ah, e ușor. <laughs> <t> <laughs> și cum spuneau, animale veneau pe vapor din Sud America, se descărcau în port la Ravenna, veneau cu tren până la gara din Voltana. Cireada, așa se spune, da, da trecea, da, da, da. trecea prin, 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 sat ca în Far West și se ducea la staule, în spate la bator. Și aveau animale pe două, trei luni. Și fiecare zi, necesarul de animale se ducea într-o cameră, se închidea ușa și de la fereastră cu puscă se împușcau, pur și simplu. Odată împușcate, trebuiau ridicate cu un macara și puse pe linea. Și la vreme nu era internet, fax, telefonul era unul la primarie pentru necesității. Cel mai ușor este să te duci la atelier din spate a bătorului și ceri la Giuseppe și la Edmondo dacă poate să facă un macaraz, un film strungar, dacă poate să facă disteline și diste macaze. Dar nu macaze cum existau deja din... fondată eh, tornata, tornata, che era era open to port la con la vita trebuia din nossel și yeah, yeah. atunci au început așa să se, se facă ceva pentru abator, lingă că erau no, domeniul normal. Să punem așa. Așa a început firma în eh, anii 70 eh, fiecare 60, 70, fiecare orașel, fiecare șatule să avea un abator, sau o firmă particulară, sau de primarie. Și s-a s, -a, s -a extins vorba că era un, un, atelier că știa să facă... Odiniali și știu să facă. Exact. <laughs> da. Băieții aia, pentru că era băieții, da, 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 de ani. Știu să facă ceva pentru abatore. Și să a mers mai departe. Tot înainte în județul Emilia Romagna, în regiune. Regiune ar fi italiană, da? corespunde un pic la județul din România. În 1988, în Bologna, s-a făcut cel mai mare abator din Italia. La Reima Cera, cel mai mare. Vorbim de 80 de capete de bovine pe oră și 600 de bovine pe zi. Il patrono di Batoru non aveva mai credere in, in uh, Baiesiast, Baroncini faceu, faceu e Ciutignani che facevano l'utilizzo e gli ha chiesto dovrebbero essere fatti. A Batoru ha trasmesso. Uh, uh, deja era și unchiul meu, deja <laughs> la doua generații, spuneam așa, a transmis în, Germania, în Olanda, să vede cum ce e mai multe tehnologie, să investe cât mai mult și s-a făcut o linie de baterizare automatizată și s-a dat drumul în nou și această linie a lucrat 20 de ani în Italia, a fost demontată pe urmă și dusă în Rusia și încă lucrează acolo, dar a fost cel mai mare. Dovadă a ei uh, exact. tehnologie. Da, tehnologie, exact, exact așa. În uh, anii 2000, S-a întâmplat că în uh, anii 90-2000, firmele din Italia au început să investească din carne, din domeniul abatorizării, pentru că firma noastră se ocupă de abatorizare și tranșare, nu, mai, nu de prelucrare. Am a început că clienții noștri să investească în străinătate și noi cu ei ne-a adus și noi. Așa că în 98 am început să, în 98 am început să lucrăm în, Nord, în Africa de Nord, în Orient Mijlociu și în 2000 un client a înființat a un abator în România și am venit. Exact, Ne-a contactat. Din câte știu, cât știu, compania dumneavoastră este lider în domeniu. Da. Dacă vorbim de, de abatoare medii, suntem lideri. Chiar în momentul ăsta aproape singur, dacă vorbim de abători medii și de calitate, spunem așa. Așa, în 2001 am început să construim primul abator în România și fiindcă era și perioada care începea cu intrarea în Europa, fonduri de preaderare, am înființat o sucursală aici în București. Și am început să lucrăm aici, am, am, am infisat și o, o, un departament pentru întreținere și montaj, toate mașinile sunt făcute în Italia, dar își facem aici și după M-am cu Cristina, că o româncă <laughs> Din România și e acum inima firmei aici în România, și domne ajută și... Pe și mai departe. Și mergem mai departe aici. În 2015 am înființat și o sucursală în America de Sud, unde am început să lucrăm bine și acolo. A, asta, un pic, asta e un pic uh, istoriei uh, uh, <laughs> firma noastră. Felicitări! Domnule Udiniani, <laughs> care sunt aturile dumneavoastră în fața concurenței? Care sunt aturile dumneavoastră în fața concurenței? Care sunt principalele argumente pe care le aveți, uh, pe care le puteți aduce în fața unui client? Uh, firma noastră, din tată în fiu, poate că spunem așa, uh, s-a mandat uh, Acesta, uh, 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 d orinza. D orinza a questa Dorinza di affia proprio al cliente. Noi, nel nostro tempo, non vendiamo l'utilizzo per pentro abatorizzare, noi facciamo abattore. Per noi, non uh, è che teniamo un contratto, un momento formoso, è che andiamo a trumolare un abator. când clienții sunt mulțumit, eu așa, când, când așa, din, din, cu clienții, când vorbesc de să fac mișto, spun încă dacă o zi nu mai va fi abatoare de făcut și nu mai avem de unde câștiga, am așa mult prieteni peste tot, pentru că clienții noștri ne-au rămas prieteni, că eu ciorbă la găzesc. Atunci, atunci n-aș greși cu nimic dacă aș spune că dumneavoastră vindeți tehnologie cu prietenie. Exact, exact. Noi încercăm să suntem prieteni Pan að úr maður er maður að spritin ekki cu anumit beneficiarii din România, ne știm de 15 ani, cu alții mergem la tenis împreună după ce s-a terminat batorul de 10 ani, nu? Uh. Am rămas chiar prietenii după și afară din... din... Da, jucați mai bine decât Panata? Nu, 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 eu așa am început la 50 de ani, n-am nicio, poate la 80, peste 80 de ani. Da, da eu în adolescență și tirețea am jucat și știu că năsase lumincea mai mereu pe Panata. E, bă, am avantajul nostru pe, pe linia aia. Și lângă bătoare, am adus și alte produse din Italia să las pe păi, asta voiam da. să rog pe domnul Ciprian Stan să ne, să ne detalieze puțin a, a, oferta dumneavoastră pentru a, procesatorii români de carne. Da, bună seara, vă spun și eu încă o dată și tuturor telespectatorilor. Mai vreau să completez ceva Vă rog. la ce a spus domnul Gabriele. Bineînțeles, pentru mine nu este un șef, este ca un coleg mai mare, cu foarte multă maturitate și cu o istorie în spate, și ceea ce îmi dă mie, să spunem, un plus valoare și mă face să, să mă îndrăgostesc de, de activitatea noastră. Și bănuiesc ca pe toți colegii dumneavoastră? Da. Vreau să vă spun că activitatea noastră se bazează pe, să spunem, câteva elemente importante care trebuie respectate, și anume, noi când vindem ceva sau avem o relație comercială, trebuie să respectăm proiectare, producție, bineînțeles, instalare și montaj, post-instalare, și anume. O mică testare dacă se poate, și după aceea, asistența post vânzare. După părerea mea, asistența post vânzare este partea cea mai importantă pentru că așa cum a afirmat și, și domnul Gabriele, întreține relația și de prietenie, dar și, și, de, și, afaceri. și de afaceri. Și toate aceste lucruri duc către. Succesul celor care își propun să deschidă această afacere și activitatea de abatorizare. Și atunci, și pe noi ne mulțumește, în primul rând, moral, pentru că și asta te ajută. Când ai un moral pozitiv, automat poți să și crezi mai departe, poți să și dezvolți anumite uh, idei. Și de aici decurge și partea financiară. și absolut tot. Dacă îmi puteți spune, vă rog, domnule Stan, uh, cam care este cota de piață a companiei în momentul de față pe piața specifică? Uh, vorbim de întreg. De, de, de România, în jur de 2 milioane de euro, cam așa e cifra noastră de afaceri. cifra de afaceri și uh, cotă de piață? Uh, cotă de piață, nu știu, probabil că undeva la. 70 și ceva la 100. Sută. Sută. Felicitări! Uh, Felicitări! Și lucrul ăsta mă face să, să, să mă gândesc ca să terminăm uh, prima parte a emisiunii. La ce s-a întâmplat acum la standul dumneavoastră uh, la Indagra? Repede, repede, pentru telespectatori vine publicitatea, în am ce. Da, da. <cute> nu, e, in an, anul asta, in lo stand, la Indagra a fost mare afluență de. de personal specializat, mai mult că de vizitatori pe culor, au intrat în in stand și cu... Am avut zilele în care a trebuit să spunem la lume, au venit mai târziu, pentru că nu mai aveam scaune. Să specificăm. Contacte de afaceri. Cam da, câte exact. au fost? Cam câte Am au fost? avut 6, 65 de contacte noi. Deci, noi, deci, de, e vorba În afară de, insinderea... de vizitatori, da, da, că da. au venit la exinderea o fritură, por... la un. Da. <laughs> la un de parmă, la un parmezan, <laughs> duce în tot timpul din Italia direct. Deci, e vorba de extinderea <laughs> exact, exact. Exact. Păi, vă Felicitări încă exact. o dată. Revenim cu discuția. După, după publicitate, n-am ce să fac. Rămâneți în fața micilor reclame, prieteni. Vor urma informații cât se poate de utile pentru dumneavoastră. Publicitate. Această emisiune va a fost oferită de Carrefour.